Ileana Sterp este o figură cunoscută în comunitatea sa și are un număr mare de urmăritori pe rețelele de socializare. Recent, ea a distribuit pe YouTube un vlog în care detaliază o experiență dificilă pe care a avut-o la întoarcerea dintr-o vacanță în Amsterdam. Ileana Sterp este însărcinată în 6 luni, iar când s-a întors din Amsterdam, a avut un atac de panică. Ea a explicat că avionul a stat în aer timp de 30 de minute, în timp ce echipajul încerca să vadă dacă poate ateriza. În acest timp, în capul ei au fost tot felul de gânduri neplăcute. Zborul a avut o întârziere de aproximativ o jumătate de oră. Asta nu m-a deranjat deloc. Când am aterizat la Cluj, stewardesele ne-au spus că nu putem ateriza și că vom mai sta în aer aproximativ 30 de minute pentru a vedea dacă putem ateriza. Eu deja mă gândeam cu ce vom ajunge acasă, ce vom face. Ne așteptam cu toții să aterizăm pe cel mai apropiat aeroport, dar condițiile meteo nu erau probabil favorabile pe niciun aeroport din România. Așa că am aterizat la Budapesta. Deja începusem să mă gândesc, Doamne, cu ce vom ajunge acasă? Nimeni nu ne-a informat, asta a fost destul de deranjant. Ne-au informat că sperau că ne-am simțit bine zburând cu ei, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu spun că a fost vina pilotului, așa a fost să fie, nu e vina nimănui, a spus Ileana Sterp. După ce au aterizat la Budapesta, Ileana și partenerul ei, Daniela Luman, au mai așteptat încă 2 ore în aeroport înainte de a putea pleca. Li s-a spus că vor trebui să iau un autocar pentru a se întoarce acasă, lucru de care Ileana nu a fost încântată, deoarece nu se simte confortabil să stea în mașină pentru perioade lungi de timp când este însărcinată. În ciuda dificultăților, au ajuns amândoi acasă în siguranță. Ileana Sterp și Daniela Luman formează un cuplu de mulți ani, iar relația lor a avut parte de obstacole. Înainte de a-l cunoaște pe soțul meu, eram foarte convinsă că nu voi avea niciodată o relație cu un bărbat mai scund decât mine și de altă religie. Aceste lucruri s-au întâmplat. Dani este și mai scund și provine dintr-o familie de ortodoxi. De fapt, la începutul relației, am avut astfel de discuții pe această temă. Eu înțeleg totul, îl înțeleg foarte bine crescând într-o familie ortodoxă și cu această educație. La un moment dat am luat decizia de a ne despărți, că nu funcționa. Ne-am despărțit pentru câteva luni și în acele luni mă gândeam din ce în ce mai mult la el, îmi doream prezența lui din ce în ce mai mult și atunci mi-am dat seama că nu religia contează. Sunt întrebată foarte des ce religie am. Până acum am evitat întotdeauna să răspund la întrebări, pentru că nu mă consider parte a unei religii. Consider că sunt un copil al lui Dumnezeu, că am o relație frumoasă, pe care o simt în fiecare zi, în fiecare secundă, și atât, a declarat Ileana Sterp. În ciuda diferențelor dintre ei, Ileana și Daniel au reușit să treacă peste obstacole și să mențină o relație puternică.